pomii ăștia cai și ăștia au înflorit până în 29 martie au înflorit ca niciodată. I-am de 15-20 de ani, niciodată n-au înflorit ca acum. Deși au trecut doar 3 zile din luna martie, în grădinile din satele din Mehedinți, caișii și piersicii au înflorit deja. Oamenii spun că și prunul, mărul sau cireșul au înmugurit și în curând se vor deschide florile. Dacă în trecut rar vedeai pom înflorit înainte de jumătatea lunii martie, oamenii spun că anul acesta, din cauza temperaturilor neobișnuit de ridicate, pomii au intrat foarte devreme în vegetație. Cam de pe 28 februarie, 29 erau înfloriți, poate și mai din vreme. Și acușica, dacă spus să-i dă îngheț sau o brumă, nu mai vedem fructe. E prea de vreme și dacă dă frigul să alege, nu mai facem nimica. Da. Nu se fac fructele? Nu se fac, pică toate. Am 80, trecut de 80 de ani, dar eu n-am mai văzut înflorița cu frigul ăsta. Și specialiștii confirmă că un îngheț ar compromite producția de fructe. Chiar și aceste schimbări bruște de temperatură afectează grav pomii. Acesta este și unul dintre motivele pentru care pomii se usucă. Este devreme chiar și pentru zona noastră, care oricum beneficiază de un climat mai blând în comparație cu restul țării. Și eventualele temperaturi scăzute, care pot să revină în orice moment, îi vor afecta, cel puțin mugurii de rod. Asta înseamnă că vom avea fructe mai puține? Ceva mai puține, depinde foarte mult de evoluția ulterioară. Probleme pot să producă atât înghețurile târzii, cât și brumele. Pericol este și pentru culturile vegetale. Fermierii spun că un îngheț ar compromite total cultura de rapiță, care este extrem de sensibilă la ger. Frigul ar afecta și cerealele poioase. Dacă vorbim de cultura vegetală, rapița în special, rapița deja a plecat în vegetație, iarăși foarte periculos și pentru rapiță, dar și pentru grâu și orz. Vom avea mari probleme dacă în perioada următoare va fi tot la fel de cald, deci anul acesta va fi foarte periculos pentru fermieri. Proprietarii de plantații pomicule, în special cei care au piersic, cais sau prun, spun că, dacă va veni frigul anul acesta, fie aceste fructe vor lipsi complet de pe piața din Mehedinți, fie vor fi aduse din alte zone ale țării la prețuri mult mai mari.